De ce cred că Dumnezeu vrea să fiu fericit? Dumnezeu ne-a creat cu scopul de a ne găsi toată bucuria, fericirea, plăcerea, oricum vrei tu să o numești, în El. Versetul 4 din Psalmul 37 te încurajează ca Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce îți dorește inima. Pentru că, așa cum este scris în Psalmul 16 cu versetul 11, Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Această dorință de a fi fericiți, care este una universală, nu este una păcătoasă, ci este bună. Noi ar trebui să dorim bucurii nespuse și desfătări veșnice. De ce vrea Dumnezeu ca noi să dorim desfătări? Pentru că acestea reprezintă un indicator crucial pentru noi. Desfătarea sau plăcerea reprezintă o unitate de măsură a inimii care ne spune cât de valoros sau prețios este ceva sau cineva pentru noi. Desfătarea este unitatea de măsură a comorii noastre. Care este comora noastră? Comora ta este ceea ce iubești. Cea mai mare comoara ta este ceea ce iubești cel mai mult. Biblia ne învață acest lucru, că ceea ce iubim noi cel mai mult reprezintă conținutul comorii noastre. În Evanghelia după Matei, capitolul 6, este scris, pentru că unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Îți glorifici comoara prin faptul că acel lucru este sursa bucuriei tale. Problema noastră nu este că ne dorim să fim fericiți, ci problema se ridică atunci când încercăm să satisfacem această dorință în alte locuri și cu alte lucruri în afară de Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu nu este indiferent când vine vorba despre ceea ce ne aduce nouă bucurie. Este un lucru pe care le interesează. John Piper are o afirmație celebră care ne ajută să înțelegem această idee. Dumnezeu este cel mai mult glorificat în mine atunci când eu sunt cel mai mult satisfăcut în El. Desfătarea ta în Dumnezeu arată cât de mult reprezintă El comora vieții tale. Dumnezeu nu trebuie cunoscut doar cu mintea. În psalmul 34, copii, este scris, gustați și vedeți ce bun este Domnul. El trebuie să fie gustat. Dacă nu facem acest lucru, nu glorificăm pe Dumnezeu. Astfel, bucuria nu este opțională, ci este esențială în viața unui credincios. Dacă ceva păcătos îți oferă plăcere, problema nu este una a plăcerii, ci este o problemă care vizează comoara ta. Plăcerea ta te va da întotdeauna de gol. Aceasta va dezvălui, indiferent de ce spune gura ta sau ce imagine încerci să proiectezi oamenilor, oamenilor din jur, că ceva păcătos este prețios pentru tine. Și nu doar că este prețios, ci orice lucru pe care îl faci este subordonat acelui lucru care este prețios pentru tine. Noi nu avem de ales între gloria lui Dumnezeu și propria noastră bucurie. Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât satisfacerea noastră adevărată, bucuria reală, și de plină să o găsim doar în el. Iar acest lucru se va concretiza prin laudă la adresa lui. Fapt care reprezintă consumarea de plină a bucuriei. De aceea cred ceea ce cred.